Hei, bună, aici Mr. Cafea Cană. Bine v-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas Multiplayer. Bună. Așa, astăzi filmăm, dacă nu v-ați prins până acum, San Andreas Multiplayer. Ce? Stai mă. Bă, azi am chef să dau banuri, am chef să fac ce vrea asta. Al. Bă, nu-i dau slap, îi dau spawn here, o suferă, dacă îi dau slap se duce la mama dracu spawn. Da, mă, că s-o întâlnit măta cu mama să-ți dau eu spawn, se, că nu ești blocat, dar ce facem aici? Auzi, mă, la ăsta, mă, ce facem, mă, ieri la mine, face gât, faci gât, mă. Stai, că beau niște cafea. Bă, ceea ce pe mine mă deranjează puțin e că am modificat program aici. Am făcut chestii. Repede să spun ceea ce am de spus, că iară să duce OPC-ul pe Dic și nu mai fac nimic. Pot să-mi bag ce vreau eu. Bun. Deci, azi dimineață vă povestesc ce-o făcut cafea. Stai, queste, stai atent, dăm banuri, azi facem nebunii. Ce am? Făină. Făină, aia e făină. Race, ceg, nug, repup. Așa, deci, azi m-am trezit. Ce faci asta? Uite și pe maron. Re. Det. Bă, băgamiaș, futu-ți buba mătii, bubamaș, pleacă de aici. Așa. Uite, pleacă. Șaroane, 8 minute, uite la clipul meu, dar nu contează. Bă, tai să dau volumul mai încet de la OBS, că cred că sunt de tare. Că toată câtea s-au auzit. Dă-te, ce vrâc! Vai, futu-ți copilăria mătii să-ți futa și... Bă, m-aude vecinul. Vecinul, sus! Așa, deci, azi dimineață m-am trezit. Bă, îi dau banul ăsta. Îi dau DMP, futu-ți. Deci, dacă... Da, așa, bagă-te, bă, fii atent. Da, așa. Deci aștepți, fii atent, aștepți momentul. Stai așa, dăm și mie 10K. Da, mă, acum. Auzi, mă, după ce se bagă mine și îmi face damage la mașină, vrea să-i dau 10K. Fai, auzi, mă, la el, mă, ce tupeu de jegos vine el la mine să facă din astea, mă, cu mine. Așa, unde rămăsesem? A, tot aici. Bun, deci, azi dimineață m-am trezit. Am avut restanță. M-am trezit, deci am zis că învăț, mă pun, învăț toată ziua de ieri, cum a venit, învăț intens pentru restanță, pui mei, cine știe ce fac, cred că mă duc până la Race. M-am uitat la vreo 8, nu glumesc, vreo 4 episoade dintr-un serial. Nu vă spun ce serial, pentru că dacă vă spun ce serial, spuneți, ha-ha, ești gay, du-te dracu, te uzi la serial cu prințese. De fapt, nu-i prințese, dar serialul se numește Once Upon Time. Așa se numește, Once Upon a Time. E șmecher, e frumos, mie îmi place, asta este, nu mă interesează pe ce vă place vouă, mie îmi place serialul. Bun, m-am uitat la ala, s-a făcut ora undeva la 2 și ceva. Am zis, bă, trebuie să învăț ceva. Știți cum am învățat eu? Mi-am luat telefonul și am făcut câteva poze la caiet. Bun, până aici totul e bine. O să vă învăț și un life hack imediat, da? Imediat vă învăț life hack-ul. Așa, m-am dus la restanță, cine era, nu m-a vrut un coleg, era cu un laptop pe masă, care și l-a scăpat pe jos. Cred că și l-a rupt laptopul, nu știu. Gen, și-a scăpat laptopul pe jos, omul prostul, habar n-am ce-a făcut. Și după aceea, în sala aia era un din ăsta, un amfiteatru, dacă nu știți voi, nu știți voi ce era amfiteatru, că n-aveți voi acolo la clasă, acolo la voi, acolo unde stați voi, glumesc. Știți ce era amfiteatru, de la așa chestie mare, bun. Au intrat, era plină sala aia, a venit și un polițist. Dar mă, serios, un polițist, care era la drept, cică, și avea pistol. Și spune proful ăla de acolo, ce cauți cu pistolul aici? Am început să râdem că avea pistolul omul. Am zis că iau pistolul și mă împuș. Dacă nu știu, am zis gata. Asta este, mă omor. Bun. Și am început. Ne-o dat. I-am avut ceva matematică. Nu știu cum se numea. Algoritmii. Nu. Derivate parțiale cu integrale. Pula mea. Ceva cu derivate parțiale. Ceva matematică. Adică părerea nu contează. Așa. Și
Am făcut eu pe acolo ce am făcut. General, m-a două subiecte, 1 și 2. Acolo frumos poți să copiezi, poți să stai cu telefonul pe bancă, vorbești, faci videoclipuri, poți să faci și vlog dacă vrei, dar n-am făcut vlog că surât și napoi mei. Ue, dai race sau re. Bă, așa, unde era ce, mă? Bă, unde era ceul? Nu era acolo. Alo, s-a mutat raciul. Bă! Așa, bun, nu contează, am copiat ce am făcut pe acolo. A, uite pe ăștia, bă! Bă, stați, mă, că și eu viu. Alo, alo, băieții! Așa. Și pe acolo am copiat un altă și life hack-ul este în felul următor. Dacă voi, o să ajungi la facultate vreodată. Că o să luați bacul. Bine, oricum am o restanță. Am o restanță că îs și prost, dar în fine. Deci dacă nu știți la facultate și dați de primul examen, nu vă stresați. Primul examen este cel mai greu. E exact atunci când îți dai laba. Prima dată e mai greu, până te-ai prins de schemă. Dar cred că n-am făcut o comparație foarte bună, dar v-ați prins voi. Stați bine la cafea, că... Deci v-ați prins voi de schemă. Bun. Ai făcut chestia asta, ai intrat acolo, deci ai dat examenul, să spunem prima dată, în sesiune. Și ești prost. Și spui că gata, mă sinucid. Dar nu chiar așa. Pentru că în restanță, unde la facultatea mea, de exemplu, e mai ușor. E fain, e astea, e șmecherie, e nebunie. Și a fost frumos. Și stai, unde a rămas? A, da. Bun. După ce am dat examenul, m-am urcat în bolidul meu, cu două uși și patru roți, și un volan și două scaune și o manchetă. Așa? Și, bă, stai, facem gușa sau dăm F, stai să vedem ce fac băieții prin alta. Stai să mă concentrez. Bun, și am venit acasă. După care am fost sunat de către firma mea pe care o conduc în spate, pe lângă YouTube, că din asta sunt mai așa mai ocupat, am o firmă. Nu vă spun exact ce firmă cum e, dar se bazează pe ceva cu Elveția. Și m-au sunat băieții din Elveția să trebuia să semnez niște contracte. M-am dus că trebuia să mă duc personal, că dacă nu trimiteam sclavii mei. M-am dus personal acolo în Elveția, aici în România. A venit un elvețian din ăla, am semnat contractul, în alta, am venit acasă, după care mi-am făcut 4 cafele, asta e a 7-a. Bine, glumesc, acum vă dați seama, nu beau numai 7 cafele, asta e 8-a, normal. Așa, și votul, și am zis să filmez, să vă împărtășesc cu voi experiența pe care am avut-o cu facultatea, cu astea. Bă, am schimbat la OBS, nu știu dacă s-ar putea să vadă mai rău sau mai bine. Nu știu exact cum se vede, habar n-am, nici nu mă interesează, pentru că vreau să-mi descarc un joc, îmi descarc Harry Potter and the Prince of, and the Half-Blood Prince. Și mă joc pentru că îmi place Harry Potter, un alta, e frumos, mai facem încă un race. Eu probabil o să ies de la race-ul ăsta, deci nu mai intru, ies sau stai, beam niște cafea, asta este. N-am dat niciun ban, e totul fain, e astea. Bă, hai să facem și un thumbnail când intrăm la race. Sau ce, dar trebuie să facem un titlu, să facem vizualizări și abonați. Bă, băieți. Voi nu știți, bă, cum stă treaba când ești ocupat, mă, n-ai treabă, mă, trebuie să faci pe aici. Ce vorbesc ăștia, mă? Ce cam dam? Nu înțeleg, mă. Am înțeles, am dat escape. Nu, cred că e bine. Trebuie să-mi pun telefonul pe silențios, că mă sună băieții. Chiar cum mă sună băieții, mi-au adus aminte de Gami. Nu știu dacă știți, eu bine, nu mă interesează pe mine cine cântă, ce cântă. Dar am văzut un video cu Gami în care era la ceva bodegă, nu știu unde era, pe ceva bancă. Și era un bătrân lângă el și a zis bătrânul ăla să nu mai înjuri sau nu mai știu ce i-a zis. Și s-a făcut că dă în el, nu știu, probabil știți clipul ăsta. Și spune Gami, sun la poliție, gata, sun la poliție, nu știu ce. Și m-am uitat în comentarii și zice, ăsta e băiatul calc pe cranii, știi cum spune el, sau dau și plec și, na, cam așa și eu în viața reală, știi? Adică eu aici ascult minte sau așa și eu sunt mare, Barosan, eu sunt Dita, mă, eu îi știți pe... Era să zic Daniela Crudu.
Doamne, prost îți mă, bă, eu am impresia că de vreo 20 de ani sunt pe legale, nu știu de ce am impresia asta. Da, grav, grav de tot, nu, cred că trebuie să mă duc să mă internez, la, nu la nebun, direct la psihiat, la, stai, la ce mă internez? Mă internez la secția de psihiatrie nebunatică, nu la din ăstea, că nu, n-o dai cu cafea. A primit un warn, asta este, se mai întâmplă, băieții. Îmi cântă, dacă au zis ceva pe fundal, îmi cântă cafeaua, că mi-a făcut cafea și îmi cântă acum, știi? S-a oprit și asta. Bun, hai că 10 minute, zic că e bine, nici giugiuc, nici foarte, foarte. Știți care ce idee n-am făcut eu? Cred că n-am făcut thumbnail acei. Da, n-am făcut thumbnail. Asta este, facem așa un thumbnail. O să facem pe aici un thumbnail pe la munte. Ui, așa facem. Facem un thumbnail așa frumos la munte. Cu 60 de frame-uri. Vedeți, am prins 60 de frame-uri frumos. Ne dăm mare că avem calculator de gaming. Dacă în încolo calculatorul meu e pe bază de rugăciuni, dar niciun fel de problemă. E până noi să fim sănătoși, mă, nu contează, mă. Bă, cred că la mine, cred că ei nu contează ce fac pe video, mă. Dar n-am ce face acum, bă, nu pot să fac, aș face un event. Deci, să moară cine, că n-am la mine numai de cine să moară, că oricum mai contează. Fac un event. Dacă nu mai îmi pică mie o PC-ul, mă, când ți-l mai dragă, mă, când mergi tu și dai și tu de o Mihaela, de o ceva pe aici și îi spui bună, re, că fă, vră, pâlă, sau din ăsta, nu știu, îi spui ceva, atunci îți pică, mă. Și poate spune da, mă, dar fix atunci îți pică, nu-ți pică, adică, bine, ți-o pica de mult cealaltă, dar nu-i tu pică, Doamne ferește, și nici n-am băut nimic, adică alcool, la asta mă refer. Da, vă dați seama ce se întâmplă dacă cafea consumă alcool. Hai să dăm un spec 20 sec. Alo, alo, alo! Băiatul, băiatul, ce face? Da, nu știu dacă spârâ. Asta e ideea. Ăla e red admin-ul? ID 161. Red nabu. Stai mă așa. Stai mă să mă duc la red. Goto 161. Câfă nabu. Capia red, red. Ciao. Doamne. Capia. Zic vă la cameră că imediat închei video. Video. Oho. Like la cafea best YouTuber. Pup. Să nu dai cu... Unde-i? Nu dai cu cod numai. Că te banis. Bun. Bă, eu am făcut cafea. Mă duc să... Nu știu. Ce să fac, mă? Văd eu ce fac. O să fac ceva interesant după ce am. Asta este. Eu am făcut cafea. Ne revedem data viitoare. Pa, salut, IR!